ce să... Adică, ce ar mai fi de zis? Nu, serios, ce Doamne apără și păzește să mai zici? Mă gândeam că într-o zi, când vom abandona orice fel de speranță, că na, cât timp ne zbatem înseamnă că încă sperăm, într-o zi, deci, ar fi și ultima ediție a acestei emisiuni, să vin aici și pur și simplu să ne uităm. În tăcere, da. Să stăm așa o oră. Eu nu zic nimic, voi de acasă nu ziceți nimic, doar ne privim. Publicitate, iar ne privim, iar apoi eu plec, voi închideți televizoarele și nu mai vorbim niciodată nimic despre România. Știți ce e cel mai nasol? Că ne uităm și căutăm vinovați și rămânem uimiți. De ce? Pentru că nu e cineva care vrea să ne omoare. Nu e ceva anume. E totul oameni buni. România e o capcană pentru oameni. De România trebuie să ne ferim. Se prea poate ca alte planete din univers să fie mai favorabile vieții decât e România. Să aibă încredere. Cred că e important ca oamenii să meargă la spital și nu cred că există alternativă la... Iată, aici am ajuns. Ministrul Sănătății le spune cetățenilor: Haideți mă îndrăzniți, că nu e cum să vede că spitalele vă omoară. Haideți mă. Da, domnule președinte, asta e cu adevărat îngrozitor. Criminalul numit România se ascunde în prize, se ascunde în tencuiala clădirilor vechi de 70 de ani, se ascunde în aerul pe care îl respirăm, îmbâxit cu substanțe toxice despre care nu știm de unde provin. Criminalul numit România e produsul a 30 de ani de muncă din partea noastră. Mă rog, în principal din partea clasei politice, din partea serviciilor, din partea milionarilor de carton. Pentru că nu ne-a ibrichilie paznic la farmacie, a stricat România. Ne-am obișnuit să trăim cu România cum trăiești cu un câine turbat în casă. Îl mai închizi în baie, îi mai scoți copilul dintre dinți. Ce să faci, bă, te descurci, te adaptezi. Fix așa suntem noi cu România. Există probleme cu căldura și știm că oamenii și-au adus de acasă ce au avut. La insistențele pacienților, medicii și asistenții au încercat să le încălzească saloanele cu ce aveau la dispoziție. Multă lume în saloane, 6 persoane dacă nu mă înșel. Înăuntru căldură nu este, până nu a început să facă scandal, să cheamă televiziunea și cheamă avocatul să vadă că o ține la fricțiu. Asta nu i-a băgat greșeu, i-a adus după aceea un radiator pe ulei. Da, la noi e cu... Auzi, Dorule, n-ai și tu, mă, o aerotermă de asta acasă? Hai că aduc și eu un reșou, iar Nelu din patul de la geam a zis că are un grătar. Da, de la electric, e... Dă-o încolo în weekend, aruncăm și noi două hălci pe grătărel, că doar nu l-am înjurat pe Dumnezeu. Despre asta e vorba. Se descurcă oamenii ca la Stalingrad. E frig în spitalele, e frig bolnavilor, ce să facă? Ne fierbem ouă în ibric cu termoplonjonul, încălzim apa să ne spălăm, chestii de-astea. Un spital este exact ca viața în București. Sau la țară. Pe bune, doar că spitalele n-au vece în curte. Atât, în rest e identic. Animale, gândaci. A, și nu intră mâțele și câinii la terapie intensivă. Frica dracu, iar dacă vrei să te încălzești, trebuie să faci focul. Chiar de ce nu puneți, mă, în spitale sobe? A? Ar fi mai corect. Cu lemne, da, să spargă medicii și lemne. Și așa dorm de rup când sunt în gardă. E nevoie ca în spitale să fie cald? Să nu fie rece? Da bravo, boss! Păi nu te-ai prins tu imediat cum merge treaba, vigilentule? Mai bine cald decât să-ți înghețe mucii la nas, nu? Hai că facem progrese mari, deja ne-am dat seama că bolnavilor le trebuie căldură. Nu e, mă, nu râdeți, că meseria se fură la locul de muncă, ce să mai... Vlăduț, dar cum te-ai bunghit, mă, tu de chestia asta, a? Ți-a venit așa ca lui Newton? Tare! Ce să râdem, glumim, dar România pare fără scăpare. E un fel de pădure din filmele de groază. E un fel de casă blestemată care nu te mai lasă să ieși.
Bebelușul de la Suceava a dus la spital după ce s-a înnecat în timpul botezului. A murit în această dimineață. El se afla la un spital din Suceava unde a fost dus în stare gravă. Zic aici, la această emisiune de ani buni, în blestemele preoților, bă, popilor, încetați să mai înnecați bebeluși nebuni naibii. Doamne, iartă-mă că mă faceți să fiu atât de spurcat la gură. Gândiți-vă că peste ani ar putea să cotizeze la cutia milei, da, din care să vă luați voi mașinile scumpe. Dacă altceva nu vă impresionează, încetați să necați bebeluși. Nu vă puteți abține, mă? Preotul decide într-adevăr dacă îl afundă pe copilaș sau îl botează prin scufundare parțială în apa din cristelniță, turnându-i pe cap cu căușul palmei de trei ori apă în numele Sfintei Treimi. Dacă eu ca mamă nu sunt de acord cu această tehnică... Un laic nu poate decide el cum administrează preotul tainele bisericii. Deci... Depinde câți bani dai, boss. Vrei scuba ca lumea sau doar o bălăceală până la brâu? Păi nu e că sunt cazuri pentru bogați când se bagă și popa, domne, na, în funcție de tarif. Cu delfin, cu de-astea, ce aveți, mă? Nu vă e rușine, a murit un copil și voi o ardeți cu tainele botezului? Ce taină vreți, mă, l-a omorât pe copilul ăla? Țineți botezurile cu smurdul la ușă dacă nu vă puteți abține. Cât despre părinții care acceptă scufundări de-astea, ce naiba să mai zici? Cum spuneam, România. Cum era emisiunea aia pe vremuri? Feriți-vă de măgăruși, nu? Feriți-vă de orice. Nu doar pe stradă, nu doar prin spitale, ci peste tot. Acasă, când stai, omule, privește-ți becul. S-ar putea să explodeze. De ce? Simplu, pentru că aici e România.